Vă salut, prieteni! Revin astăzi cu o nouă povestire și o să vă împărtășesc și vouă experiența cu care am avut-o cu fratele meu de cruce, cu cel mai bun prieten al meu o perioadă de timp, cu Gabriel Iuda Boștină, fratele meu de la Cimentul Fien, cu care împărțeam calupul de salam, colțul de pâine, camera de la care ne-o pusese la dispoziție clubul la parterul unui bloc, mașina mea, apartamentul meu, o minge pe care o cumpărasem de la magazionerul echipei naționale și ne mai antrenam amândoi suplimentar la Fieni când nu aveam două antrenamente și multe, multe altele. Asta e și o învățătură de minte sau o confirmare a proverbului facerea de mamă e, știți voi mai bine ce. Să vă spun acum cum au stat lucrurile cu frățiorul meu. Am plecat de la Cimentul Fieni, am semnat în octombrie, între 1 și 3 octombrie era o perioadă de transferuri de 3 zile care se puteau face mișcări dintr-o parte într-alta. De la Oțelul Galați plecase Ion Viorel în Germania. Meme Stoica mă urmărise câteva meciuri, marcam la Divizia B, marcam meci de meci. Am avut meci la Dunărea Galați cu Cimentul Fieni, am câștigat 2-1, am dat două goluri, cel mai bun după teren. După aceea, pe vreo 3-4 săptămâni, au fost niște probleme la Fieni financiare și am decis să nu mă mai duc. Exact în perioada asta, eram acasă, cred că de vreo săptămână, două, mă sună meme, îmi propune să mă duc la Galați. Asta o să vă povestesc într-un alt episod, cum am negociat cu meme și cum am ajuns la Oțelul. Accept, mă duc la Oțelul, încep să joc din prima săptămână de antrenament, cred că m-am dus marți sau miercuri, și sâmbătă am jucat la Ploiești, contra Petrolul Ploiești, titular. Ajung la Galați, încep să joc, așa cum v-am zis, tot țineam legătura cu frățiorul meu. M-o suna, ce faci frate, cum e, cum e acolo, cum... Băi, Gabi, diferență mare, zic, na. Condiții, zic, bă, zic, să vezi, zic, lăsăm echipamentul în vestiar după antrenament, plecăm doar cu gentuța, cu parfumul, cu gelul de duș, cu astea, zic, când ne întoarcem la antrenament, găsim echipamentul curat, fiecare pe scaun, zic, avem fiecare cușetă unde să ne punem hainele, mâncăm aici deasupra la vestiare, cantină, avem camere să ne odihnim, doi în cameră, frumos, cu televizor, cu baie, fiecare cameră cu baie, ei, zic, avem cizmar, să uită la ghete, ne schimbă crampoanele, Zic, ce să mai, condiții, venim cu mașina, parcăm în curtea stadionului, mergem la antrenament, zic, bă, condiții, fiecare jucător cu mingea lui, băieți, zic, bă, să vezi cum ajută, cum vorbesc cu mine, super, ce să mai zic, diferență de la cer la pământ, nu că era rău la Fien, dar vorba aia, diferență între divizia A și divizia B, diferență foarte mare, zic, și financiar, zic, ce luam la Fien într-un an, zic, aici pot să iau într-o lună și avem și prime, avem prime de obiectiv, prime de meci, toată lumea se comportă foarte frumos cu mine și meme și contabilul, domnul Pecheanu și Nea Lili era delegatul echipei, un director sport, toată lumea, ce să mai zic, doamna care ne spală echipamentul, să vezi, mă întreabă dacă vreau să-i aduc hainele de acasă, de stradă, să mi le spele, să zic, super, ce să mai zic, mi-a dat apartament. Bă, boierie, zic, bă, sunt atât de fericit, sunt așa bucuros că am ajuns aici. Și... Bă, frățioare, zice, vorbește un și tu, că acum ai început să joci sau astea, zice, vorbește și tu cu cineva pe acolo, poate vine să mă vadă și pe mine sau să vin la probe în ianuarie, să merg cu voi în cantonament, că poate mă ia și pe mine. Zic, bă, Gabi, vorbesc, a, uite, zic, nici nu m-am gândit, bă, la treaba asta, zic, bravo, zic, hai că uite, o să mă duc la
O să mă duc la Meme să vorbesc cu el, că Meme e șeful aici, el decide și zic, dacă vorbește Meme cu domnul Simionaș, vedem. Da, bă, te rog eu frumos, bă, ești nebun, trebuie să mă rogi frumos, ești fratele meu, cum zic, e mai ușor și pentru mine dacă vii și tu aici, zic, mai ieșim împreună, mai stăm împreună, zic, gata, vorbesc. Închid cu frățiorul, cu Iuda, îl sun pe Meme. Ce faci, Meme? Zic, vreau să trec și eu pe la tine, când poți, zic, pe la birou să vorbesc ceva cu tine. Zic, bă, copile, ai vreo problemă, ce s-a întâmplat? Zic, nu, n-am nicio problemă, zic, e altceva, dar zic, nu vreau să zic prin telefon, că vreau să vorbesc cu tine, să-ți explic cum stau lucrurile și dacă poți să mă ajut. E o rugăminte. Zice, bă, când vrei, poți să vii azi după amiază sau mâine după antrenament, când vrei. Zic, bă, zic, sunt acasă, acum mă bag și eu să dorm la prânz o oră, când mă trezesc, te sun. Dacă poți și ești la birou, îmi spui și vin. Dacă nu, zic, mâine, rămâne mâine după antrenament să-ți dau un telefon. Gata, copile, ok. Îl sun pe Meme, aceea zi, după ce m-am trezit, îl sun, zice, dacă vrei să vii, vino că sunt la birou. Făceam de acasă cu mașina până la sediul clubului, la birou, unde era Meme, cred că 10 minute așa, mers, ușor. Mă duc la Meme, intru la el în birou, zic, bă, Meme, zic, uite, am și o rugăminte, zic, frățiorul meu, cel mai bun prieten al meu, zic, am jucat cu el la Fieni, și dacă ai putea să vorbești cu domnul Simiona, să vină și el la probe o săptămână sau în cantonament, când plecăm noi în ianuarie în Cipru, știam deja programul, tot, trebuia să mergem la Bușteni, la Hotel Silva și după aia în Cipru, la Larnaca, în pregătire. Zic, sau să vină cu noi dacă e să... Poate îl ia și pe el aici, că e fratele meu. Da, bă, nicio problemă, zice. Dar ce joacă? Ce zic? Păi uite, mijloca, zic, e bun. Juca cu mine acolo, zic, meci de meci, titulare amândoi, zic, cum sunt? Dacă trimite pe cineva să-l vadă, zic, să vezi. Eu zic că e bun, eu zic că poate să joace, dar mai pune puțină forță și el să pregătește cu noi, zic, joacă. E înăltuț, așa, subțirel, control bun, cu mingea la picior, zic, eu îl văd bun. Să uită Meme birou pe acolo, pe niște foi, pe nu știu ce, zice, bă, zice, peste două săptămâni Cimentul Fien joacă cu Dunărea, Dacia Unirea Brăila, la Brăila. Zice, o să vorbesc cu Simi și zice, ne ducem să-l vedem. Să uită, zice, la fix, că jucăm și noi acasă sâmbătă după amiază, sâmbătă dimineață vin, îl iau pe Simi, ne ducem la Brăila să-l vedem. Zic, ok, bă, îți mulțumesc frumos, Meme, zic, și o să vezi că eu cred că e treabă bună cu prietenul meu. Ce ok. Cum de câte ori îl vedeam pe Meme, pe la stadion, după cu Tumeș, îi ziceam, Meme, te rog eu frumos să nu uit și tu, bă, zice, ți-am promis, ți-am spus, nu uit, nu trebuie să-mi amintești de fiecare dată. Sunt pe frățiorul meu, am vorbit în perioada aia, cred că vorbeam de 2-3 ori pe zi, m-a sunat după antrenament, înainte de antrenament, seara, înainte de culcare, când se trezea, tot vorbeam în continuu. Bă, zic, vezi că am vorbit, e treaba gata, zic, e treaba rezolvată, dacă tu joci bine și joci bine, că n-ai de ce să nu joci bine. Brăila nici nu era o super echipă în perioada aia, erau pe la retrogradare, Fieniu bun în prima jumătate a clasamentului. Zic, i-am spus de tine, zic, vine să te vadă, vezi și tu acum, zic, să nu încerci să faci pe smardoiul pe un teren pe acolo, să faci ce n-ai făcut niciodată. Joacă ce știi tu, cum ai jucat până acum, că vine să te vadă și dacă îi place, o să te cheme să faci antrenament cu noi, sau să mergi în cantonament. Zice, da, bă, mulțumesc mult de tot, bă, rămân dator toată viața mea. Bă, ce ai făcut tu pentru mine și n-o să ui niciodată, frățioare, frate. Da, bă, liniștit, sunt sigur că și tu făceai la fel pentru mine. Dacă ajungeai tu primul la divizia și tu cred că vorbeai pentru mine. Bă, da, frate, cum, păi, uite eu cum eram ca frații și cum ne antrenam noi doi pe teren aici cu mingea aia care o cumpărase și de la magazionerul, de la echipa națională. Bă, cum ți-au ce aminte când mâncam, când ți-au ce aminte când am mers într-o seară la restaurant să mâncăm și noi în Fieni aici și a venit Radu 2 și ne-a prins la restaurant și zic, cum bă să-mi adun, astea sunt amintiri, nu o să le uit toată viața. În fine, vine
vine ora meciului, sâmbătă, vorbesc cu el vineri, îi zic, frățioare, vezi, vorbește și tu cu Radu 2, după meci să te lase, să nu te mai întorci cu echipa la Fien, să te lase să rămâi în Galați. Și vii la stadion, îți dau cheia de la mine, de la 1:30-2, când o să ajungi tu să termină meciul la 1 fără un sfert, până îți faci duș, până vii la, la Galați de la Brăila, la ce faci? 20 de minute, o jumătate de oră și vii la stadion, dacă n-ajungi până să intru eu la odihnă, îți las cheia la portar. La intrarea în stadion, te duci, domne, mi-a lăsat Robert Niță, mi-a lăsat o cheie la dumneavoastră. Vezi că îți las într-un plic, îți spun cheia și îți spun adresa. De la stadion iei și tu, iei taxiul, te duci acasă la mine, stai și tu acolo și seara la 6 când jucam noi, zic, ai și invitație în plic la meci, vii la meci. Gata, frățioare, mersi, zic. Zic și uite așa, dacă e doar că zice meme după meci, să ne ajute Dumnezeu să câștigăm, să fie atmosfera bună, zic, după meci o să vorbesc cu meme, îl întreb ce ai făcut la meci și asta, zic, să joci și tu bine și poate duminică ne întâlnim și cu meme, să te cunoască, să nu știu ce. Da, bă, frățioare, ce idee bună, ce... Și am făcut tot ceea ce v-am zis. O să vă povestesc de ziua meciului ce s-a întâmplat după meciul nostru și în următoarea zi o să vă povestesc în cel de-al doilea episod cu fratele Boștină. O să vă dau toate detaliile ca să vă placă povestea inspirată din realitate și nu inspirată, care s-a întâmplat în realitate, și să aveți și confirmarea proverbului că facerea de bine e... Știți voi cu cine, dar până atunci nu uitați, până mâine, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă vă va vedea cineva. V-am pupat!